La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu, s-a desfășurat un concurs de fotografie Viață și culoare în Mehedinți. La sfârșitul săptămânii trecute, elevii Colegiului Național Economic Teodor Costescu au fost premiați pentru rezultatele obținute în cadrul concursului de fotografie Viață și culoare în Mehedinți a patra ediție. De asemenea, elevii care au participat și au obținut rezultate excepționale au fost susținuți și li s-au oferit diplome pentru cei clasați pe primul, al doilea și al treilea loc, dar și pentru elevii care au reușit să obțină mențiunea. Astăzi are loc în cadrul Colegiului Național Economic Teodor Costescu concursul Viață și culoare în Mehedinți, a patra ediție. La concurs participă elevi din toate clasele de liceu a 9, a 10, a 11, a 12. Concursul are patru secțiuni: peisaj, necuvântătoare, portret și activități zilnice. Ne bucurăm că și de data aceasta am reușit să atragem elevii claselor a noua, bobocii claselor a noua, să participe la astfel de activități, mai ales că cei care câștigă acum vor participa la un concurs regional de la Craiova, concurs la care elevii noștri de fiecare dată au obținut premii. Vară prin Mehedinți, o fereastră deschisă spre splendoarea regiunii, prezentată de tinerii talentați de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu și Societatea Elevilor din Liceul Economic Floare de Colț. S-a desfășurat în următorul fel: am dat o perioadă în care copiii au avut timp să aducă pozele, să le scoată, să le însemneze, să-și pună numele, locul unde s-a făcut un nume. După aceea am făcut, ieri a fost o selecție, am selectat, le-am pus pe cele patru categorii și am reușit să le afișăm. Și astăzi am decis ca să facem premierea copilor. Ai luat vreun premiu? Da, am luat premiul 2 la categoria portret. Am organizat o ultimă ediție din cadrul Viață și culoare prin Mehedinți, alături de colegii din Consiliul Școlar al Elevilor Colegiilor Național Economic Teodor Costescu, cu sprijinul profesorilor coordonatori. Acest proiect a constat în aducerea fotografiilor pe cele patru secțiuni, rezultând premierea copiilor din aceste patru secțiuni pe fiecare categorie. Ai participat la acest concurs? Da, am participat la secțiunea necuvântătoare și la secțiunea portret. Și ce premiu ai primit? Premiul 3 la portret. Secțiunile concurate au fost peisaj, portret, cotidian și faună. Au evidențiat viziuni unice premiate de Societatea Elevilor Floare de Colț. Fiecare participant a fost onorat, mulți primind diplome și mențiune. Concursurile de acest fel sunt menite să încurajeze elevii pentru a fi cât mai pregătiți în viitor. Recompensa pe care aceștia au primit-o pentru munca depusă i-a motivat atât pe cei care au obținut premii, cât și pe cei care nu au obținut, să se documenteze, să învețe și să se perfecționeze, toate eforturile lor fiind răsplătite. Pasărea artistică și devotamentul acestora au transformat acest concurs într-o celebrare autentică a frumosului.